Așa. Ana, spune-mi, când ești tu așa cum nu te știe nimeni? În fiecare zi când intru în casă. Și ce faci atunci? Câteodată plâng, câteodată râd, câteodată sunt extrem de recunoscătoare pentru ce trăiesc și de cele mai multe ori mă gândesc că dacă viața s-ar opri fix în acel moment, nu mi-ar părea rău. Am avut o viață atât de plină, și cu bune și cu rele, și am avut un noroc să am lângă mine niște oameni atât de special și de nebuni, fiecare pe craca lui, încât dacă acum mi s-ar opri viața, nu mi-ar părea rău. Și atunci sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am. Un singur lucru vreau să fac în weekend. În weekendul ăsta sau în general? În weekendul ăsta. Vreau să mă duc cu barca printre nuferi toamna. Vrei să fiu eu un pelican? Sigur că da. Să nu intri cu barca în mine? Nu, n-am cum, că vă văd. Sunteți totuși o prezență. M-a făcut hipopotam. Eu am zis că... pelican și ea zis... Dar știi ce? Mie nu place cum stăm. Adică dacă tot am venit pe post... Ai văzut-o pe aia cu Madonna? Asta e goală. Nu, e cu, nu, e cu Liverpool, să nu faci ceva. Nu fac, dragă, nimic. Asta e goală. E goală. Omul n-are nimic în ea, ca să știți. E cu Liverpool. E ca și asta, da. E ca și asta, e gol, da. Poți să o spargi. Dacă îți pică ție, bine spargi. Nu, că sparg în fiecare zi tot felul de lucruri. Sunt foarte îndrăgostită de cristale și cumpăr non-stop. Da? Dar dacă tot am venit să, cum să zic așa, să vă ascult, eu aș vrea să stăm așa în cadru. Uite ce bine arată cadrul ăsta acum așa. Și dumneavoastră vorbiți, sigur. Ce aveți de vorbit? Am crezut că ai văzut-o pe aia când s-a întins Madonna pe masă. Pe asta voiam să la ultimul, nu știu, deci, care era. Ce mai vreți Colbert, să vorbim? Îmi trec tot felul de alte lucruri prin cap, dar despre care, din păcate, nu pot să vorbesc din cauza... Din păcate... Domnilor, sunteți minunați, dar eu nu înțeleg de ce nu lasăm în cineva mai cer. Gata, nu mai ziceți nimic până când... Eu cred că încetul să vă pierdeți auzul aici, să știți. Că se aude foarte tare. Ce spui? Ce spui, Ana? Marți la 3. Da. Ne vedem... Uite ce bine arătăm, așa. Super suntem. Este adevărat. Sunt însă lucruri pe care... Știi, mi-am dat seama că aș fi vrut să vorbesc multe lucruri altele cu tine, dar nu pot din cauza orei. Că îmi iau ăștia tot ce am agonisit de la CNN, știi? Păi nu, dar ideea e că dumneavoastră... O să fac un special cu tine. Nu vorbiți cu mine, vorbiți de dumneavoastră. Și atât. Așa mi s-a întâmplat toată viața. Păi da. Dar vorbesc de frică, să știi. Da? Da, vorbesc de frică, pentru că nu știu celălalt neapărat dacă poate să zică ceva și să nu mă țin acolo, cumva, știi? Un pic de free control. Dar îmi place că sunteți extraordinar de asumat în trăirile pe care le aveți. De altfel, cum? Trebuie să-l Uite, o chestie superbă pe care vreau să vă spun. Te rog. Și vă rog să faceți asta, e o chestie magnifică a internetului. Vă rog să-l urmăriți pe Instagram, pe Anthony Hopkins. Cum să nu-l urmăresc pe Deci atât este o bucurie să-l asculți și să-l vezi. Este o bucurie. Își trăiește viața magnifică. Acum așa dat seama că viața lui e minunată și o bucurie. Sunteți un fel de Anthony Hopkins a României. Deci chestia asta m-a zăpăcit acum. Eu care credeam că sunt... Mă rog. Mă gândesc foarte tare să fac o emisiune cu tine de la 12 noapte. Dar ce să mă întrebați, domnule, la 12 noapte? Eu nu sunt vulgar, doar par. Nu, stai, de ce ai înțeles vulgar? Nu. Pur și simplu să vorbim. Mă, Claude, eu cred că m-a ratat cariera, să-mi bag picioarele. Uite ce bine stai aici. Stăteam și eu așa, o fată așa drăguță pe un birou și câștigam niște bani. Ce trebuie să mă stresez eu ca atâta business, să fiu nebună pe stradă, să n-am timp de mine? Uite, stăteam aici, eram perfectă. Uite-te ce bine arăt. Cu domnul Călinescu lângă mine, nu cu altcineva. Cu Hopkins.